cafeluța de dimineață și schema de plantare. Dimineață, nu? Nu stăm. Ups. E 32 maxima. Acum 16,7. Minima a fost 13,8. Continui, da? E dimineață, am ieșit la 5:30, mi-am scos jucăria. Aici nu e gunoi, da? Sunt grâne. Grâne, mâncare de pisici, de câini. Să vină șoareci și șobolani, da? Grâne. Bun. Aici pregătit deja instalația, să fac instalația de irigare pentru grădină. Și pornesc și eu scula asta. Relativ... Tajmă, relativ nou, n-are un an, încă mai arate la ea. E un Luris 7,5 cai putere, pe care vreau să o pornesc acum, să o am pregătită. Da? Ei, nu mai știu cum să o pornesc, dacă mă credeți. Dacă l-am folosit-o foarte tare, nu mai știu dacă are buton de amorsare. Are șoc, mi-am adus aminte. Pac. Pac, ia să vedem. A luat-o, da? Am accelerația, îi dau puțin. Vedeți vecinii. Da, e în regulă. Doar cu blocul. Bine. Pleacă. Eu vitezele le simt cu piciorul. Da? Ridic, dau minus 2. Hai mă, mori. Da, trebuie să o bag în braț de nou, acum doar am vrut să o pornesc. Dau pe 0. Și am 1. Relativ. În fine, trebuie să merg cu ea în brază. Știți, nu e nou, apăs pe ea, mă rog. Funcționează, asta e important. O opresc. Merge în șocuri, în șuturi, până cum merg cu ea în brază și accelerez în sarcină. La MAU mulți iau benzina direct. Eu... nu fac asta decât iarna. Adică după ce, când știu că e ultima dată la folosire, da? Vreau să vă arăt și maceratul, că vă spuneam ieri în live cum am ales. Am pus un sac să nu mai iasă miros așa rău. Înăuntru am am mestecul ăla de adeziv și un mestec direct. Proporția este jumate apă, jumate grăinați, undeva pe... Să văd și arăt că e răcoare și încă nu se muște. Ia uitați ce frumos a făcut, ce culoare a luat.
rahatul, da? Că e un rahat de pasăre. Urmează să pun apă. Puh, ce... Cel mai slab simț al este mirosul, dar m-a arut. Cam asta o să fac eu azi. O să bag asta în brazdă, pregătesc grădină de plantat, cu sadele pe care le mai am. Mi-au venit, v-am zis eu, ieri. Mi-au venit iarăși inputuri de la semințe plante. Abia aștept. Tați-le pe aici. Aici am ghivecele. Am demontat flori. E de muncă, e mișto dimineața. Mă să termin cafeaua și apoi mai bine să mai trezesc vecinii. Apoi o să intru în brazdă. Se descurcă-s mișto. Astea sunt godoria. Teoretic n-ar trebui legate de o să le leg. Să nu-mi stea roșchete toate pe masă. Am acolo pregătit. O să sting după ce opresc filmarea din telefon. Lămpile, irigarea nu e necesară, încă este umed. Vedeți, cresc și buruieni pe lângă folie. Nu-i problemă. Azi îmi vin două ajutoare care pot să se bage pe dedesubt să-mi întind agrotestilul ăla, să fac curat tot, să acopăr buruienile astea, că n-am dat cu herbicid, ca vaporii să nu-mi plictiseze plantele. Solarul mic. Am mai mare lucru. Am ardei gugoșari și rubiconul meu ca piață de-l plantez. Lăsat de praz. Aseară am plantat, semănat, pardon, niște vinete. Și așa o să fac în ambele solari, în final, cu agrotextil pe jos. Ca să pot să-l mături, da? Asta mi-a rămas. Vreau să fie totul nou, să nu mai am buruian, să nu mai am loc pentru dăunători. Aici sunt deja 15 grade. Da, astea sunt și pe asta. Ce să vă zic? E mișto ziua. Îmi place liniștea asta dimineața. Mai devreme cânta cucu în pădure. Uitați acolo, în pădure. Da. Și în spate undeva iarăși e un baraj și pădure. E mișto. Zi mișto. Avem treaba azi. M-am trezit înaintea lor. Degeaba croncnei acum. Și așa, hai să fac, hai să vedem ce mi iese. Vă salut, zi mișto.